O să pun întrebări. Bună. Salut. Nu, a doua oară, chiar a doua oară aici în Bambu Club. Am mai fost acum un an și ceva, doi ani chiar. Și ne-a plăcut foarte mult și am zis, haide să repetăm experiența și să ne distrăm alături de reșițeni și vinerea asta. Sunt foarte, foarte puși pe distracție în momentul ăsta. Văd că fetele dansează, mișcă din tot ce au în dotare. Dar să vedem după concert, să vedem la concert cum vor cânta, pentru că eu îmi doresc foarte mult să cânte cu noi. Chem distracție, cum ai zis și tu, reșițenii sunt de fiecare dată puși pe distracție, la fel au fost și data trecută și sunt convinsă că la fel se va întâmpla și de data asta. Prima dată când am fost aici ne-am distrat foarte, foarte, foarte tare, este unul dintre concertele de care ne amintim cu drag. Foarte frumos și le mulțumim foarte mult, dar noi suntem primiți mereu frumos pentru că și noi avem de oferit lucruri frumoase, energie pozitivă pe scenă și cântece, mai noi, mai vechi, de toate felurile, dar vă distrăm și na, e normal să fiți drăgoși cu noi. Câteva cuvinte pentru prietenii mei, de fapt, pentru că ei m-au adus și aici în Reșița, ei m-au dus și aseară la Timișoara. Vă mulțumesc că mi-ascultați muzica, sper să o ascultați în continuare și sper ca cu fiecare piesă pe care o lansez să îndrăgiți mai mult muzica pe care o fac și să fiți alături de mine. Mulțumesc mult! Cineva să se miște și mai tare! Am văzut acum.
Yeah.